Sigură că în acest moment tu ai o activitate foarte importantă de făcut care te așteaptă să o faci, dar nu reușești să te așezi și să o rezolvi. Dar în același timp ai alte preocupări, gen să te uiți la acest video. Poate acea activitate e atât de importantă încât îți produce stres doar când te gândești la ea. Poate că nu știi de unde să începi, deci continui să o amâni. Poate că ai o problemă cu concentrarea și nu reușești să rămâi focusat mai mult de 10 minute. Sau poate îți lipsește motivația și te distragi repede. Până la urmă, ajungi pe Instagram în loc să studiezi pentru examen. Orice ar fi, nu te preocupa, pentru că am o soluție pentru tine. În acest video o să-ți prezint o tehnică care te va ajuta să-ți păcălești creierul și să te poți concentra pe activități dificile. Ar putea să ți se pare ca un joc, în care obiectivul principal este să ajungi la următorul nivel. Această tehnică se numește tehnica roșiei. Această tehnică a fost inventată la sfârșitul anilor 80 de către un student italian pe nume Francesco Cirillo. Cirillo se concentra asupra studiului ca să-și termine lucrarea de licență, dar simțindu-se copleșit, a decis să-și dedice 10 minute de studiu concentrat. Încurajat de această provocare, găsi un timer sub formă de roșie în bucătărie și așa a luat naștere tehnica roșiei. Această tehnică constă în 5 pași. Pasul 1. Alege o activitate. Pasul 2. Setează un timer de 25 de minute. Pasul 3. Concentrează-te pe activitate până expiră timpul. Pasul 4. Fă o pauză de 5 minute. Pasul 5. După fiecare sesiune de 4 roșii setate, fă o pauză de 15-30 de minute. Este o tehnică foarte simplă și de aceea multora le poate părea ineficientă, dar o să rămâi foarte surprins de cât de bine funcționează. Eu o folosesc de mai bine de 2 ani. O aplic chiar în acest moment pentru a scrie scenariul acestui video. Dacă și tu o să o aplici, atunci lasă-mă să-ți împărtășesc anumite reguli și sfaturi. Astfel poți risca să nu îți iasă când vei încerca să o aplici. Regula numărul 1. Descompune proiecte sau activități complexe. Dedică 10 minute înainte să-ți începi ziua de muncă pentru a-ți planifica roșiile tale. Atunci ia to-do list-ul tău și începe să-ți notezi câte roșii îți vor trebui pentru fiecare activitate. Dacă o activitate are nevoie de mai mult de 4 roșii, atunci ea trebuie să fie împărțită în pași mai mici, mai ușor de realizat. Dacă vei folosi această tehnică, atunci vei putea face o planificare mult mai clară a activităților tale. Regula numărul 2. Micile activități merg mână în mână. Dacă ai activități care necesită mai puțin de o roșie, deci 25 de minute, atunci o poți completa făcând o altă activitate care necesită mai puțin timp. De exemplu, plătește chiria, controlează-ți poșta electronică, citește articolul despre tehnica roșiei. Toate acestea ar putea fi făcute în aceeași sesiune de 25 de minute. Regula numărul 3. Atunci când timerul roșii este setat, trebuie să sune. Roșia este o unitate de timp indivizibilă și nu poate fi întreruptă. Mai ales, nu este cazul să întrerupi activitatea ca să controlezi inbox-ul e-mail-urilor, chat-urile pe WhatsApp sau diverse notificări. Eventualele idei, activități sau cereri trebuie luate în considerare pentru a le aborda mai târziu. Ține mereu la îndemână pix și hârtie sau celularul pentru a nota tot. Regula numărul 4. Îndepărtează-te de ecrane în timpul pauzelor. Nu toate pauzele sunt la fel. Dacă sesiunile activităților tale cu tehnica roșiei se desfășoară la computer, atunci nu trece direct pe Instagram sau YouTube atunci când timerul sună. Trebuie să dai ochilor și creierului tău o pauză din fața ecranelor. Și prin ecrane se înțelege și telefonul tău. Ridică-te, mișcă-te, întinde-te, ieși din acel ambient, fă o mică meditație, privește păsărelele, ia o mică gustare. Dacă lucrezi de acasă, împăturește hainele sau fă puțină ordine. Orice tu vei face, pauza ta va fi mult mai benefică dacă nu folosești un ecran în acel timp. Regula numărul 5. Informează-i pe cei care locuiesc cu tine despre această tehnică a roșiei. O chestie importantă pe care trebuie să o eviți în timp ce ești concentrat în timpul unei sesiuni.
În caz contrar, te vor întrerupe din motive care nu sunt urgente, ca de exemplu: dragule, poți să te uiți puțin la acest video? Este atât de distractiv. Hai, că e doar un minut. Și când vei spune nu, va fi un dezastru, pentru că sesiunea ta de concentrare se distruge, iar persoana se va supăra. Apropo, acest lucru mi s-a întâmplat chiar mie. De aceea am adăugat această regulă. Regula numărul 6. Fă experimente asupra duratei timerului roșiei. Pentru anumite tipuri de activități care necesită un status de flow, de a gândi, codifica, a scrie, a compune, etc., 25 de minute pot fi prea puține. Iar din contră, dacă simți prea multă presiune mentală sau pur și simplu nu reușești să rămâi concentrat pentru 25 de minute, atunci încearcă o roșie de 15, 10 sau chiar 5 minute. Regula numărul 7. Planifică și sarcini alternative. Multe dintre activități vor depăși timerul și nu vei reuși să le termini doar într-o sesiune de roșie, și ar putea să se prezinte activități urgente și neașteptate. Uite de ce trebuie să consideri două timer roșie atunci când îți planifici ziua. Dacă vei urma aceste reguli și aceste sfaturi, pot să-ți garantez că vei avea sesiuni foarte productive. Acum aș vrea să-ți explic psihologia care stă la baza acestei tehnici și de ce este eficace. În primul rând, evită procrastinarea. Unul dintre motivele principale pentru care amânăm o activitate este pentru că ni se pare complexă și nu știm nici măcar de unde să începem. Iar în loc să ne apucăm de ea, alegem YouTube sau Netflix și ne spunem că voi începe de mâine dimineață. Și așa vor trece multe alte zile în care nu vei începe. De aceea, obiectivul acestei tehnici a roșiei constă în a descompune proiectele, obiectivele, activitățile complexe, în ceea ce poți face doar în 25 de minute, care te ține concentrat asupra acelei activități și nu te vei simți copleșit de un volum mare de muncă. Încetează să te preocupi de rezultat și ia câte o roșie pe rând. Sunt sigură că ai auzit deja despre această zicală: cum mănânci un elefant? Câte o mușcătură pe rând. În al doilea rând, lupta cu distragerile. Dacă ai fost vreodată întrerupt în timp ce erai într-un status de flow creativ, atunci știi deja cât este de dificil să-ți reiei concentrarea. Dar în același timp, fluxul de informație care vine prin intermediul e-mail, chat sau notificări din social media cere din ce în ce mai multă atenție a noastră. Chiar dacă ar fi comod să dăm vina pe tehnologie pentru tot, dar studii recente spun că mai mult de 50% din distragerile noastre în timpul muncii sunt autoprovocate, ceea ce înseamnă că suntem noi care ne desconcentrăm. Spunem chestii de genul: acest e-mail este prea important ca să aștepte, sau îmi trebuie mai puțin de un minut ca să controlez feed-ul pe Facebook, și nu considerăm aceste acțiuni ca și distrageri. Dar aceste mici întreruperi se adună și nu este doar timpul pe care îl pierzi desconcentrându-te, dar trebuie să iei în calcul timpul și energia necesară pentru a te refocusa. Atunci când se întâmplă asta, avem nevoie de 15-20 de minute pentru a ne reconcentra cu adevărat. A controla Facebook doar pentru un minut necesită după 20 de minute să te poți refocusa. Tehnica roșiei te poate ajuta să reziști în fața tuturor acestor distrageri și te ajută să te concentrezi. Fiecare roșie de 25 de minute este dedicată unei activități și fiecare pauză este o ocazie bună să resetezi și să-ți focusezi atenția pe ceea ce trebuie să faci, iar timpul devine un aliat și nu un inamic. Conceptul de timp trece de la negativ, adică ceva ce ai pierdut la o prezentare pozitivă, a unor evenimente realizate. Autorul numește asta timpul inversat, care schimbă percepția timpului dintr-o sursă abstractă de anxietate la o măsură precisă de productivitate. Un alt pas îmbunătățește-ți productivitatea. Cirilo susține că fiind concentrat și conștient, devii mult mai rapid și astfel devii din ce în ce mai bun în jocul productivității. În plus, această tehnică se referă mai mult la constanță decât perfecțiune. Fiecare sesiune este un început de a-ți reevalua obiectivele și a te provoca să te concentrezi și să eviți distragerile. În fine, activează legea lui Parkinson. Dacă nu o cunoști, ea spune că munca se extinde pentru a acoperi timpul alocat.
Mai simplu ar fi că dacă mă concentrez pentru 24 de ore ca să termin un proiect, presiunea dată de termenul limită, când trebuie să fie gata, mă constrânge să-l finalizez. Dacă un profesor îți dă un semestru întreg de timp ca să termine o temă, ea ghicește, o să-ți trebuiască un întreg semestru pentru a-l termina, chiar dacă ai putea să-l termini în 6 ore. Uite, așa se explică tehnica roșiei. Dacă dorești să excelezi în productivitate, te sfătuiesc să urmărești videoul despre principiul lui Pareto sau mai numită și regula 80-20. Îți las aici linkul mai sus ca să-l poți viziona. Eu acum îți mulțumesc pentru vizionare și te invit să te înscrii la acest canal și să apeși pe clopoțel ca să fii mereu la curent cu noile video interesante pe care o să le public. Toate cele bune ție și pe curând!